Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou cupaj informații! Avizele de mediu se pot obține doar online. Proiectul inițiat de către Ministerul Mediului a intrat în vigoare începând de astăzi. În vederea implementării la nivel național a proiectului Sistem Informatic Integrat de Mediu, se va pune în aplicare noua modalitate de înregistrare a solicitărilor de emitere a actelor de reglementare în format electronic. În acest context, pentru solicitarea acestor documente de către persoanele fizice sau juridice, se vor parcurge mai multe etape. Astfel, solicitanții se vor înregistra online, conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare e-Forum. Începând cu data de 10 aprilie 2013, ora 16, este valabilă înregistrarea documentelor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor de mediu în format electronic. Pentru introducerea acestor date, agentul economic trebuie să-și realizeze mai întâi un cont pe site-ul raportare.anpm.ro. Acest cont va trebui apoi validat prin primirea unui mail de validare. Iar următorul pas este încărcarea documentelor de către agentul economic, documente necesare pentru obținerea avizului, acordurilor, autorizațiilor de mediu, după caz, pe acest site, după ce agentul economic va fi logat la acesta. Până la modificarea legislației în vigoare, agentul economic va trebui să-și aducă aceste documentații și în format scriptic la sediul Agenției de Protecție a Mediului, așa cum o făcea până în prezent. Cererile privind emiterea actelor de reglementare vor fi luate în considerare doar dacă există înregistrate și copiile electronice ale acestora, depuse de către titular, în Sistemul Informatic Integrat de Mediu. Pentru informații suplimentare sau clarificări, solicitanții se pot adresa la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea sau pe site-ul Agenției Naționale, secțiunea Reglementări. Inspectorii silvici au aplicat amenzi de peste 170.000 de lei în primele 3 luni ale acestui an. În urma controalelor s-a constatat că volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal este de aproape 300 de metri cubi. Potrivit reprezentanților ITRSV Focșani, volumul de lemn tăiat ilegal ar putea fi și mai mare, însă în primele 3 luni ale anului au fost organizate mai puține controale, având în vedere condițiile meteo. Cu toate acestea, volumul de masă lemnoasă tăiat ilegal este foarte mare, potrivit reprezentanților acestei instituții. Tot în această perioadă, 18 persoane s-au ales cu dosare penale. În cursul trimestrului 1 al anului 2013, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic de Vânătoare Focșani a executat o serie de controale în ceea ce privește respectarea regimului silvic pe raza județului Vrancea. S-au efectuat 182 de controale, ocazie cu care au fost întocmite 18 dosare penale în ceea ce privește infracțiuni de tăiere ilegală a arborilor, cu o valoare a prejudiciului de 57.960 de lei. Tot în cursul derulării acestor controale au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală a amenzilor de 177.000 de lei. În perioada aceasta, la nivel județean, se desfășoară un amplu control de verificare în fondul forestier. Acțiunea inspectorilor ITRSV Focșani se desfășoară în parteneriat cu Jandarmeria Vrancea, Inspectoratul de Poliție și Garda de Mediu. Inspectorii sanitari veterinari anunță controle de amploare în piețele și oboarele din județ. Verificările îi vizează în special pe vânzătorii de carne de miel. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea vor asigura permanența în piețe și oboare, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în preajma sărbătorilor pascale. Decizia a fost luată pentru a supraveghea modul în care se desfășoară comerțul cu produse alimentare în preajma acestor sărbători, când cantitățile de mărfuri vândute și cumpărate sunt cu mult mai mari. Autoritățile sanitar-veterinare și-au propus să controleze modul în care se comercializează carne de miel, cum se sacrifică miei, cum se vând ouăle, laptele și produsele din lapte, alte produse de origine animală și modul în care se depozitează și se transportă carnea proaspătă. S-au impus măsuri tehnico-administrative pentru acea perioadă. În speță medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea, a circunscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și circunscripțiilor sanitare veterinare zonale, vor efectua controle și verificări în modul în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare din toate târgurile de animale, piețele agroalimentare, unități de tăiere, procesare, depozitare, valorificare și de alimentație publică. La nivelul Direcției Sanitare Veterinare, a circunscripțiilor menționate mai sus, în perioada 20.04.05.2013 va fi asigurată permanență
Inclusiv în zile de sâmbătă și duminică va fi atașat programul de lucru, persoane responsabile și număr de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind respectarea normelor sanitare veterinare și pe siguranța alimentelor. În toate piețele agroalimentare și în alte locuri amenajate și autorizate în care va fi valorificată carnea și alte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar și permanența acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, cum am precizat și anterior. Autoritățile sanitar-veterinare și-au propus să colaboreze și cu alte instituții cu atribuții în controlul produselor alimentare și în transportul animalelor vii. Elevii Colegiului de Transporturi Auto au organizat săptămâna trecută o lecție de istorie dedicată cunoașterii istoriei Basarabiei. La acest eveniment a participat un fost elev al acestei unități de învățământ, actualmente membru într-o organizație pro-Basarabia. Prin acțiunea pe care au inițiat-o, cadrele didactice speră să le atragă atenția elevilor cu privire la cunoașterea istoriei Basarabiei. Profesorii spun că elevii știu prea puțin despre acest tărâm. În cadrul acestei acțiuni au fost prezentate principalele repere istorice ale Moldovei de peste Prut, cadrele didactice explicându-le totodată elevilor de ce această regiune ar trebui să revină românilor. La inițiativa Centrului pentru Cultură, Istorie și Educație din București am organizat o oră despre Basarabia, în care ne-am propus să facem un istoric al teritoriului Basarabiei, nume generic dat de către ruși în 1812. De ce? Pentru că Republica Moldova de astăzi, în trecut, a aparținut Moldovei noastre. Și Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație și propune tocmai această acțiune, cât mai multe, pentru a încerca, a reuși să facem unirea Basarabiei cu România. Basarabia este pământ românesc, este un pământ uitat, subiectul este oarecum în hibernare în conștiința națională românească după 20 de ani la Revoluție, de când Basarabia putea reveni, dar nu s-a vrut din motive politice atunci. Care a fost reacția elevilor? Reacție bună, au părut interesați. Cât de cât. Sperăm să aibă o atitudine deschisă, o atitudine de interes față de acest subiect, pentru că este păcat să fie uitat. Acțiunea de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto s-a desfășurat în cadrul unui proiect de cunoaștere a Basarabiei, susținut de Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație București. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Evenimentul va avea loc pe 19 aprilie și se va desfășura în 3 locații, atât în mediul urban cât și în cel rural. Acțiunea își propune întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, adică realizarea unei legături directe între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Ca în fiecare primăvară, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează Bursa Generală a Locurilor de Muncă, ce va avea loc în data de 19 aprilie 2013. Această acțiune va avea loc în 3 locații din județul Vrancea, la Focșani, la Cinematograful Balada, la Adjud, la Casa de Cultură și la Vidra, la Primăria Vidra, în sala de festivități. Această acțiune va începe de la ora 9. Așteptăm toate persoanele din județul Vrancea care se află în căutarea unui loc de muncă și nu numai, și angajatorii care ofertează locuri de muncă. Pe această cale facem apel la agenții economici din județul Vrancea să declare locurile de muncă vacante în termen de 5 zile de la vacantarea acestora, astfel lumea să fie mulțumită și să-și găsească locuri de muncă. Anul trecut, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a contactat 419 agenți economici care au ofertat 357 de locuri de muncă, cele mai multe în construcții, confecții și servicii. La Bursa Generală a Locurilor de Muncă din anul trecut s-au angajat pe loc un număr de 14 persoane în meserii precum subinginer constructor, fierar, betonist, sudor, lăcătuș, laborant, muncitor necalificat și altele. La bursa organizată anul trecut au participat 420 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Din cele 163 de persoane selectate în cadrul acțiunii, 123 au fost încadrate.
În prezent, la nivelul județului nostru, sunt înregistrați 8.081 de șomeri, din care doar 2.018 mai primesc indemnizații, ceea ce face ca Vrancea să rămână în topul județelor, cu cea mai mare pondere a șomerilor neindemnizați în numărul total al șomerilor, alături de Teleorman, Dolj, Galați și Iași. În primul trimestru al acestui an, inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice Vrancea au efectuat 541 de verificări. În urma acestor controle au fost atrase suplimentar la bugetul general consolidat 15,67 milioane de lei. Structura de inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Vrancea a realizat în trimestrul 1 al anului 2013 406 controle la contribuabilii persoane juridice și 135 la persoanele fizice. Ca urmare a acestor verificări a fost atrasă suplimentar la bugetul general consolidat suma totală de 15,67 milioane de lei, din care 12,16 milioane de lei diferențe de impozite, taxe și contribuții, 3,25 milioane de lei accesorii și 260.000 de lei amenzi contravenționale. Sumele încasate la buget în timpul controlului s-au ridicat la 5,73 milioane de lei, reprezentând 36,57 din total sume stabilite suplimentar. În acțiunile de inspecție desfășurate, organele de specialitate au constatat nerespectarea prevederilor legale în domeniul fiscal, în principal la agenții economici care desfășoară activitate în domeniile activități profesionale, științifice și tehnice, administrație publică, agroalimentare, comerț cu ridicata și amănuntul, construcții, masă lemnoasă, transport și depozitare, tranzacții imobiliare și turism. Principalele abateri pentru care au fost aplicate amenzi contravenționale au fost declararea în mod eronat la organul fiscal teritorial a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului general consolidat, nerespectarea prevederilor legislative ale Ministerului Finanțelor Publice referitoare la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, respectiv pentru neefectuarea inventarierii, prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorrecte ori incomplete. Au fost înaintate organelor abilitate pentru continuarea cercetărilor 6 sesizări penale cu un prejudiciu adus bugetului general consolidat în valoare de 650.000 de lei pentru fapte ce au întrunit elemente de natură infracțională. În urma inspecțiilor generale și parțiale efectuate au fost instituite 34 de măsuri asiguratorii în valoare de 9,58 milioane de lei, măsuri luate când s-a considerat că există pericolul ca agentul economic să se sustragă, să-și ascundă ori să-și risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va apropia de normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta unele înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 8 grade Celsius, iar cele maxime între 16 și 18 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere!